Sunt Petriana Condruț și vă prezint o ediție eveniment Interviurile Gândul. Alături de mine sunt doi oameni care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Doi oameni pe care poate nu v-ați aștepta niciodată să-i vedeți în același platou. Indiferent că au fost contestați sau apreciați, un lucru este sigur. Ambii au avut un rol important în ceea ce a însemnat evoluția presei românești după 1989. Jurnalistul Ion Cristoiu împlinește astăzi 70 de ani, dar nu-i place să fie aniversat, așa că vom vorbi despre 50 de ani de media, pe care îi împlinește tot anul acesta. Ce a însemnat evoluția presei în 50 de ani, ce ar trebui să învețe generația tânără de jurnaliști și mai ales ne va spune cum vede media peste alți 50 de ani, pentru că îl avem alături de noi pe domnul Cristoiu. Și pentru un invitat de asemenea calibru, trebuie să-l punem în încurcătură cu niște întrebări ale domnului Adrian Sârbu. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această formulă. Sunteți pentru prima dată în același platou. Da, și eu o știre, pentru că domnul Adrian Sârbu, în calitate de autor de interviuri, care a coborât să urcați cu postura asta. Autor de interviu mi se pare a fi o postură egală cu respondent sau invitat la un interviu. Domnule Cristoiu, au trecut repede primii 50 de ani? Din nenorocire au trecut prea repede. Când o să aveți și dumneavoastră vârsta mea, o să spune ce repede a trecut. Că nu-ți vine să crezi când am debutat, că voi ajunge o dată la 70 de ani. Ce vârstă simți că ai astăzi? Ca să citez eu pe Fidel Castro, pe care îl cunosc bine, Fidel Castro spunea, cam tot la vârsta mea, că o mare problemă este că te simți tânăr, dar nu te ajută restul organismului. Eu chiar mă simt tânăr, chiar n-am, de-aia și evit să mă uit, mă privesc în oglindă, că atunci văd că chiar am îmbătrânit. Dar chiar dacă mă privesc, tot nu-mi dau seama că am îmbătrânit. Nu mă simt deloc bătrân din punctul ăsta. Deci ce vârstă îți dai astăzi psihic? Vârsta ta interioară cu care te uiți? Vreo 40 de ani, ești chiar 20. Ești la 40, da. Așa, când e maturitatea. Bine, pot să spun nene că eu mă simt la 20, ca să ne așezăm clar, să ne setăm. Ei, dacă era la 20, era riscant, că cine știe ce prostii făceam. 40-45 de ani. Simțindu-te totuși tânăr, ai o problemă, vorbesc eu. Adică, pe vremuri îmi puteam permite să lucrez toată noaptea. Acum, sigur, pot să lucrez, dar după asta mă gândesc ce fac a doua zi pentru că sunt obosit. Adică nu te mai ajută totuși cât de cât organismul. Câte pagini scrii pe zi astăzi? Știu, întrebare dureroasă, că încerc să reduc. Eu scriu trei lucruri diferite. Am o atenție dispersată, o mare problemă. Nu pot să lucrez continuu. În primul rând, am coșmarul editorialului. Coșmarul pentru că trebuie să scriu în fiecare zi și trebuie să scriu. Cea mai mare problemă la mine este că trebuie să scriu. Cel mai bine scriu când nu trebuie să scriu. Adică la proză și la eseu, pentru că am un caiet de proză, un caiet de eseu. Acolo n-am impresia că scriu pentru ceva. M-am dus la bibliotecă, m-am așezat, ia să scriu și o proză, am o bucată, am în fiecare zi două pagini. E o, așa, un fel de o postață, ca la prășit. Adică acolo, în fiecare zi, eu trebuie să scriu două pagini de proză. Din coace, deja de dimineață, intru în alertă. Aoleu, am descris editorialul, când îl scriu, când îl scriu. O soluție pe care am mai folosit-o de trișare a vieții este să scriu înainte. Există două aplicații care te obligă să scrii în fiecare zi, adică aplicații gen jurnal, și atunci mi-am spus în felul următor, la eseu în fiecare zi 5.000 de semne. Indiferent, adică problema este să nu te așezi la masa de scris și să spui mă așez pentru că am descris un editorial. Deci, în medie, câte pagini ai scris pe zi de 50 de ani de cât scrii? Medie, pagina 4. Pagina 4, cred că am scris la vreo 5-6 în fiecare zi. Mm-hmm. Dar, repet, cel mai greu este editorialul pentru că ai și... Dar, și foarte interesant, mă simt fericit când termin editorialul. Și am impresia că cine știe ce mare lucru am făcut, nu am mai scris încă un editorial. Și... La un calcul... Sumar, dacă ai scris 6 pagini pe zi, în ăștia 50 de ani, ai scris 600 de kilograme de hârtie. Între 600 și da, o tonă de hârtie, dacă ar fi originalul, să fie pus la un loc.
dacă ar trebui să-ți faci o statuie din hârtie asta, din 600 de kg de hârtie, cam cum ar trebui să arate statuia pe care ți-ai face? Dacă ziceți că la kilograme ar trebui să fie așa un fel și ecvestre. Nu, e bun și un bust. Un bust, la bibliotecă pe acolo sunt niște busturi. Nu cred că o să fie și al meu, dar mă rog. Ce a simțit Ion Cristoi în momentul în care și-a văzut pentru prima dată numele scris undeva? Era o revistă de rebusuri. Da, este o întrebare interesantă, pentru că o altă mare constatare melancolică pe care o fac la vârsta mea este faptul că ce visam, eu, ce fericit, mă gândeam, bă, să-mi apară mie numele, dar mi-a apărut numele. Bun, după asta să ajung eu la viața studențească, ce mi se părea așa. Bun, am ajuns și după asta am zis să ajung eu vedetă, da? Bun, am ajuns vedetă și vorba soției sunt ca maimuța, adică apar undeva, vin aia și, mă rog, nu mă înjure, foarte interesant, pentru că nu mai știu de unde se mai ia. Pentru unii sunt la evenimentul după vremea lui Iliescu și ei care sunt anti-Iliescu zice, foarte bine că dați în Iliescu, domnule. Pentru alții sunt pe vremea când îl înjuram pe Băsescu, ceva bine face. Și atunci reușesc, având în vedere această perioadă, să fiu întotdeauna pe placul cuiva. Și de regulă mă opresc și spun punctele lor de vedere. N-am întâlnit până acum cititor care să mă oprească, domnul Cristoi, eu sunt tâmplar. Plătiți și mie, cum e cu politica asta? Nu, eu sunt tâmplar și vă spun eu cum e cu politica și cu presa. Sunt și foarte mulți care îmi spun cum să fac eu presă, ei ar face-o mult mai bine decât mine. Când mă oprește cineva, surâd. Pentru că aștept primele cuvinte să văd de ce orientare politică e o mare problemă. Că el începe și ascult și după primele minute îmi dau seama dacă e pro, contra, cu tare și atunci încerc să fiu cât mai prudent. Că nu e bine să contrazici omul. Deci mă întorc la întrebare. Ce ai învățat în meserie și de la cine? De meserie n-am învățat de la nimeni, că meseria de gazetar nu se învață, te naști cu ea, cu talentul. Însă cel care mi-a fost mentor, mai ales ca șef de gazetă, a fost Nicolae Stoian. Adică de la el am învățat această patimă de a descoperi tineri. Adică patima de a fi mentor, de a nu fi gelos, adică de a fi bucuros că am descoperit un tânăr, chiar dacă poate uneori era mai talentat. Nicolae Stoian nu era un poet talentat, sigur, era venea din perioada proiect-cultistă, are și niște versuri celebre, avea Fii dâr și luptă Nicolae, nu știu, era o perioadă când el a scris, din anii 50, ăsta, poetul era și revoluționar, și el trebuia să fie revoluționar, dar a fost un mare descoperitor de talente și capabil de orice ca să poată să promoveze pe respectivul. Pe cine dintre învățăceiții tăi, dintre elevii tăi, îl apreciezi cel mai mult? Aoleu, ce întrebare dificilă. Dacă nu dăm trei, poftim, ca să nu te înjure restul. O să de râs, da, o să râd din punct de vedere profesional pe Cornel Nistorescu. Mă rog, celelalte puncte de vedere nu le discut. Cornel Nistorescu este chiar elevul meu, în sensul că eu l-am descoperit când era la Cluj, eu eram la viața studențească, eu m-am zbătut să-l aduc la viața studențească, după ce am plecat de la viața studențească, l-am lăsat redactor șef adjunct, a reușit să se certe în 3 zile cu toată redacția și să fie dat afară, l-am adus la Scânteia Tineretului, la secția reportaj și reportajele și aveam o secție morală, educație, răspunderi, din sfârșit, adică noi crimele nu le dădeam crime, da? Să discutăm despre morală, educație, răspundere. După asta a reușit să-mi facă, l-am pus șef de secție, să-mi facă pulbere toată secția și aia să vină cu o petiție să-l dau afară și s-a dus la Flacăra. După asta am făcut împreună Expresul Magazin și Eveniment, împreună. Am fost ca 4 ani, da. După asta, mă rog, ne-am despărțit pentru că el când a ajuns în locul meu, prima lui grijă a fost să-mi dărâme soclul de la evenimentul zilei. Bustul, da. Da, mă rog, dar e chiar un bun profesionist. Aici din numai primul, zicem că e mai cunoscut. Restul sunt foarte mulți. Care cam era toată echipa de la
evenimentul zilei, care a fost împreună cu mine, sau ați văzut, toți sunt pricopsiți, patroni, redactori, șefi.